Bine v-am găsit! Ziua de mâine va fi una pe care o putem considera de iarnă severă pentru mare parte din țară. Mă refer aici la Oltenia, Muntenia, Moldova, zonele montane, locuri unde va ninge destul de consistent, vom avea inclusiv intensificări ale vântului și temperaturi deosebit de scăzute. Prognoza detaliată pentru 19 noiembrie în cele ce urmează. Din punct de vedere sinoptic, ziua de mâine va fi una extrem de ofertantă. Ne vom afla atât sub influența unui punct de presiune ridicat, situat la sud de noi, cât și sub acțiunea directă a unui ciclon mediteranean, care după ce lasă o bună parte din precipitații pe Moldova, Oltenia și Muntenia, se realimentează din bazinul vestic al Mării Negre. Noaptea care urmează vine cu temperaturi negative pe crestele montane, minus 7, minus 19, minus 10 grade, iar în celelalte zone montane cu minus 15, minus 3, minus 1 grad. În vestul Moldovei și Oltenia, minus 1, minus 2 grade, în timp ce pentru restul țării valorile minime se vor opri la 0 sau 2, 3 grade. Nici o schimbare, nici în ceea ce privește temperaturile maxime. Ele vor rămâne tot la valorile de pe timpul nopții, cu excepția Dobrogii, unde se pot atinge și 5-7 grade, respectiv a Banatului și Crișanii, unde ne vom apropia de 3-4-5 grade. În ceea ce privește nebulozitatea, foarte pe scurt. Ziua de mâine aduce un cer complet acoperit de nori joși și compacți la nivelul întregii țări, pe tot intervalul de prognoză. Ziua de mâine va fi una cu vizibilitate redusă în aproape toată țara, mai ales pe traseul ciclonului care ne va traversa. Astfel, în Oltenia, Muntenia, Transilvania, zonele montane și Moldova, vom avea vizibilitate scăzută pe tot parcursul zilei, cu scăderea ei frecvent sub 200 și chiar sub 50 de metri. Precipitațiile, practic elementul principal al zilei de mâine. Vom avea o zi cu precipitații din belșug, fiind sub influența unui ciclon mediteranean bine dezvoltat. Acesta ne va traversa țara, intrând prin Oltenia și ieșind prin nord-estul Moldovei. Tipul precipitațiilor a fost unul, să spunem, din subiectele de controversă în rândul pasionaților de meteorologie. Acest lucru pare că s-a rezolvat în acest moment. Vorbim de ninsori. Pe Oltenia, Muntenia, Moldova și zonele montane, ploi pe Banat, Crișana și Dobrogea, nu este exclus ca ninsorile să se transforme în lapovițe și ploaie și în nordul și estul Munteniei mâine spre prânz. Vorbim și de cantități importante, 25-30 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. Pe timpul nopții și al dimineții, vântul va avea intensificări susținute cu rafale ce pot ajunge și la 60-65 km pe oră în estul Munteniei, Dobrogea și sudul Moldovei. Apoi se va muta pe sudul Moldovei și va crește în intensitate spre 70-75 km pe oră, pentru ca seara să rămână activ doar pe Dobrogea, cu intensificări moderate. Ninsorile care deja la această oră se extind și continuă mult până mâine vor aduce primul strat de zăpadă extins în mare parte din țară din acest sezon de iarnă. În Muntenia, Oltenia se pot atinge și 15-20 de centimetri, în timp ce în Moldova unele modele meteo dau chiar și 30 și peste 30 de centimetri.